Miliardarul Elon Musk, mogulul, miliardar din domeniul tehnologiei, a postat în iunie 2020 pe Twitter teoria că piramidele din Egipt au fost construite de extraterestri. Extraterestri au construit piramidele, desigur, a declarat într-un tweet CEO-ul SpaceX și Tesla. Piramidele construite în Egipt în urmă cu peste 4.000 de ani sunt unele din cele mai uimitoare realizări arhitecturale ale umanității. Au fost construite ca morminte pentru faraonii care au condus Egiptul Antic. Printre cele mai recunoscute dintre structurile impunătoare se numără Marea Piramidă din Giza, la mică distanță de Marele Sfinx, în afara orașului Cairo. Musk a scris pe Twitter despre faraonul egiptean Ramses al II-lea într-un tweet ulterior arutând că se referea la piramidele din Egipt și nu la altele din întreaga lume. Expertiza tehnologică necesară pentru a construi piramidele egipte au uimit mult timp oamenii. Având în vedere că acestea au fost construite cu mult înainte de tehnologia modernă. Milioanele de pietre din piramidele egiptene ar fi greu de mutat azi cu ajutorul macaralelor. Sunt în stare mai bună decât unele piramide mai noi, iar oamenii de știință nu sunt siguri cum anume au fost construite. Toate aceste incertitudini alimentează teoria construcției extraterestre. Musk și-a susținut argumentul cu o gândire similară, scriind Marea piramidă a fost cea mai înaltă structură realizată de oameni timp de 3800 de ani. 3800 de ani! într-un tweet ulterior. Dar au fost ele cu adevărat construite de extraterestri? Știe Elon Musk mai multe decât noi? Hai să aflăm! piramidele construite de extraterestri. Dacă această ipoteză e adevărată sau nu, rămâne un subiect de consternare și controversă. Mulți cercetători academicieni și oameni obișnuiți vor lua în derâdere această idee. La urma urmei, e o sugestie destul de nebunească, omuleți verzi care asamblează structuri triunghiulare enorme în deșerturile unor planete aflate la an lumină de-a lor. Nu e un răspuns evident, dar există o mulțime de oameni care sunt convinși că extraterestrii se află în spatele marilor piramide din Giza. Extraterestrii antici pot fi destul de convingători. Există un argument principal la care se referă susținătorii teoriei că viața extraterestră a construit mormintele gigantice ale faraonilor. Ei spun că pur și simplu nu ar fi fost posibil ca oamenii să le construiască atunci. Piramidele au o vechime de peste 4500 de ani, pe atunci ingineria era relativ elementară, iar sarcina de a asambla astfel de poliedre uriașe era extraordinară. Luați Marea Piramidă, de exemplu, cea mai mare dintre cele trei structuri de la Giza și una din cele șapte minuni ale lumii antice. Cu o înălțime de aproape 150 de metri, piramida are 230 de metri lungime pe fiecare latură și e alcătuită din peste 2,3 milioane de pietre. Fiecare piatră cântărește aproape 3 tone fiecare, asta înseamnă o masă totală de mult peste 6,5 milioane de tone. Chiar și folosind tipul de echipament de construcție și tehnologia disponibilă în zilele noastre, acesta e un proiect extrem de intimidant pentru oricine, având în vedere uneltele relativ rudimentare și cunoștințele de construcție disponibile în anul 2560 înainte de Hristos, lucrarea pare aproape imposibil de conceput pentru oameni, mai ales pentru oamenii necalificați, indiferent cât de mulți dintre ei au fost forțați să muncească. În plus, locația marilor piramide nu este nesemnificativă, ele nu au fost așezate la întâmplare în nisipurile Egiptului. Nu numai că cele trei clădiri se aliniază aproape perfect cu stelele din centura lui Orion, dar au și coordonatele destul de grei Coordonatele geografice exacte ale Marii Piramide în sine sunt. 29,979 grade latitudine nord. Viteza luminii este destul de remarcabilă de exact 299,792 metri pe secundă. Cercetătorii extraterestrilor antici indică acest lucru ca dovadă afirmațiilor lor. Precizia atunci când vine vorba de măsurarea vitezei luminii a fost perfecționată de Oma Bianani 1950, așa că vechi egipteni nu aveau cum să știe despre ea. Viteza luminii e esențială pentru teoria călătoriei în timp. Teoria spune că extraterestrii din viitor au călătorit înapoi în timp și au construit intenționat piramidele la 29,979 grade latitudine nord, ca un fel de indiciu probabil. Piramidele egiptene nu ar fi singurele construite de extraterestri. Pe planetă există mai multe structuri pe care unii le consideră ca fiind construite de extraterestri, iar una din aceste structuri este Sacsayhuaman. În afara vechii capitale Inca și Cusco, o fortăreață numită Sacsayhuaman se află în Anzi, peruani. Construită din pietre uriașe care au fost cioplite și stivuite împreună ca un puzzle, unii spun că acesta ar putea fi opera unei civilizații antice care a primit puțin ajutor de la prietenii interstelari. Zidurile interblocate ale fortăreței, vechi de 1000 de ani, sunt făcute din pietre care cântăresc până la 360 de tone fiecare și care au fost transportate mai mult de 30 de kilometri înainte de a fi ridicate și așezate la locul lor cu o precizie asemănătoare cu cea unui laser. Cum a reușit o cultură antică să realizeze o astfel de performanță inginerească e o mică problemă amuzantă de rezolvat. Se pare că incașii erau la fel de pricepuți în construirea de case și complexe fortificate ca și în observarea cerului și ținerea de calendare. De fapt, Saxa nu e singurul exemplu al acestei zidării complicate. Zidurile similare există pe tot cuprinsul Imperiului Inca, inclusiv unul din Cusco, unde o piatră cu 12 unchiuri a fost așezată cu grijă la locul ei. O altă structură care poate avea rădăcini extraterestre este cea a liniilor Nazca. Pe un platou înalt și uscat la 320 de km sud de Lima, peste 800 de linii albe lungi și drepte sunt gravate în deșertul peruvian aparent la întâmplare. Acestora li se alătură 300 de forme geometrice și 70 de figuri de animale, inclusiv un păianjen, o maimuță și o pasăre colibri. Cele mai lungi dintre linii se întind drept ca o săgeată pe kilometri întregi. Cele mai mari forme se întind pe aproape 1200 metri în diametru și sunt cele mai bine văzute din aer. Oamenii de știință suspectează că desenele nasc ca o vechime de până la 2 milenii și, datorită vârstei, dimensiunilor, vizibilității de sus și naturii misterioase, liniile sunt adesea citate ca fiind unul dintre cele mai bune exemple de lucrări extraterestre de pe Pământ. Altfel, cum ar fi putut o cultură antică să facă desene atât de mari în deșert fără să poată zbura? Alții sugerează că și Stone Age este o construcție extraterestră. Un cerc uriaș de pietre, unele cântărind până la 50 de tone, se află într-o zonă rurală din Anglia, în afara orașului Salisbury. Cunoscut sub numele de Stone Age, Monumentul neolitic l-a inspirat pe autorul elvețian Eric von Daniken să sugereze că este un model al sistemului solar care a funcționat și ca o platformă de aterizare pentru extraterestrii la urma urmei, cum altfel ar fi putut ajunge acele pietre masive la sute de kilometri de cariera lor de origine. Nimeni nu știe care este cu exactitate semnificația lui Stone Age. Teotihuacan ar putea fi o altă structură construită de prietenii noștri din spațiu. Aceasta înseamnă orașul zeilor, e un oraș antic și vast din Mexic, cunoscut mai ales pentru templele sale piramidale și pentru alinierile astronomice. Construit în urmă cu peste 2000 de ani, vârsta, mărimea și complexitatea lui Teotihuacan îl pot face să pară din altă lume. Teotihuacan este adesea considerat mult mai dezvoltat din punct de vedere tehnologic decât ar fi fost posibil în Mexicul preastec. De asemenea, insula Paștelui pare o inginerie a unor civilizații avansate tehnologic. Enigmele care înconjoară Moai, flota de figuri mari de piatră din insula Paștelui, urmează cam aceeași poveste ca și în cazul celorlalte situri descrise aici. Cum naiba au făcut rapa noi aceste figuri acum mai bine de 1000 de ani? Și cum au ajuns moaiurile pe insula Paștelui? Sculptate în piatră, cele aproape 900 de figuri umane sunt împreștiate de-a lungul flancurilor vulcanilor stinși a insulei. Figurile au înălțime medie de 3 metri și cântăresc 14 tone și par să fi fost cioplite din tuf vulcanic moale găsit în cariera Ranur Acolo peste 400 de statui se află încă în diferite stadii de construcție, iar unele figuri finalizate așteaptă să fie transportate la locul de odihnă prevăzut. Motivele pentru care au fost sculptați moai sunt misterioase, deși probabil au fost sculptate din motive religioase sau rituale. De asemenea, nu e foarte clar ce s-a întâmplat cu rapa lui, dar o teorie importantă sugerează că civilizația lor a cedat în urma unui dezastru ecologic provocat de ei înșiși sau poate provocat de extraterestri. De asemenea, alții susțin că Fața de pe Marte e un alt semnal că extraterestrii chiar există și trăiesc printre sau aproape de noi. Dacă Elon Musk va reuși, oamenii vor fi capabili să viziteze fața de pe Marte în acest secol, observată de către orbitatorul Viking One în 1976, așa numită față, are o lungime de 3 km și se află într-o regiune numită Sidonia, care separă câmpiile de din nordul marțian de terenul mai crăpat din sud. La vremea respectivă, oamenii de știință au respins fața ca fiind un joc de umbre, dar de-a lungul decenilor a devenit una din favoritele celor care suspectează că extraterestrii cu o înclinație pentru construcție au vizitat sistemul solar. În plus, Machu Picchu pare a fi construit de extraterestri. O citadelă incașă care se numără acum printre cele mai frumoase locuri de pe pământ, Machu Picchu din Peru ridică unele întrebări cu privire la capacitatea oamenilor de a construi o astfel de structură la acea vreme. Expertul în astronautică antică, Giorgio Tsoukalos, pune la îndoială poziționarea pietrelor de la Machu Picchu, susținând că rocile mari de la baza structurii sunt semnificativ mai vechi decât pietrele mai mici folosite pentru straturi superioare. Uneori, construcția are trei niveluri. Nivelul de jos are blocuri megalitice masive gigantice, mari cât vagoanele de tren. Cel din mijloc e mai mic, cu aproximativ o jumătate de mărime, iar în partea de sus, pietre de mărime a cărămizii sunt pur și simplu aruncate acolo. Asta nu are niciun sens, a explicat acesta. El nu-și poate imagina de ce o civilizație antică cu acces limitat la tehnologie ar fi ales să folosească blocuri mari, când așa cum dovedesc straturile superioare ale structurii, blocuri mai mici și mai mobile ar fi făcut treaba. Potrivit lui Tsoukalos și celor care sunt de acord cu el, extraterestrii ar putea fi singura explicație fezabilă. Planeta Pământ găzduiește câteva relicve spectaculoase din epoși trecute, construcții care par să sfideze capacitățile tehnologice ale timpului lor, fie pentru că sunt prea mari, prea grele sau prea complexe. Ca atare unii sugerează că vechii constructori ai piramidelor egiptene, ai liniilor nasca și ale altor structuri au urmat un manual de instrucțiune extraterestru. Poate că mâinile care au realizat aceste situri nu erau cu adevărat din această lume. Cu siguranță e amuzant să ne gândim dacă extraterestrii au vizitat pământul. La urma urmei, oamenii se află în pragul extinderii întinderii noastre în spațiu, iar locuri precum Marte sunt în vizorul nostru. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!